Bună ziua și bine m-am găsit la Prof Online cu exerciții de matematică. Așa, tema pentru acasă. Pentru acasă. Clasa a doua. Și asta avem 23 a 10-a 2017. Hai să mai reamintim un pic o problemuță. Știi aceea cu vase și cu flori, da? Vase și cu flori. Adică avem un buchet de flori. Nu știm câte flori sunt aici. Deci un buchet mare de flori. Așa, deci puse foarte multe flori. Și dacă le punem în vaze de câte 3, deci 3 și mai departe câte 3. Știți, noi puneam 3 liniuțe acolo, dar acum am scris 3 în cifră. Dacă le punem câte 3, rămân 6 flori. Da? Rămân 6 flori nepuse. N-am unde să le mai pun, că am egoizat toate vasele. Dacă le pun câte 5, deci în varianta următoare, câte 5, ai fac una și 3, câte 5, ultimele două rămân fără flori. Ultimele două vaze rămân fără flori. Câte flori sunt în buchetul acesta și câte vaze am folosit? Deci câte flori sunt și câte vaze? Câte flori și câte vaze? Mai revedem problema. Mai citim încă o dată, să ne amintim bine cum sunau astfel de probleme. Deci, avem un buchet mare de flori și vrem să le repartizăm în vaze. Punem câte trei, că nu știm la început câte să punem. Nu ne dăm seama. Punem câte 3 și 6 flori rămân nepuse. Dacă punem câte 5, 2 vaze rămân goale. Întrebarea este câte vaze și câte flori sunt. Repetăm problema, că totdeauna asta trebuie să facem. Deci dacă punem câte 3 peste tot, rămân 6 flori nepuse în vaze. Dacă punem câte 5, rămân 2 vaze neacoperite. Întrebarea este câte flori și câte vaze avem la dispoziție. Cum să facem noi aici? La problema asta am avut noi o inițiativă, nu trebuie, făceam foarte repede problemele acestea. Faptul că rămân șase flori și acestea care au avut înainte, în vazele s-au avut flori. Da. Și acum au rămas goale. Asta a rămas goală. Aceste trei flori, șase, unde s-au dus ele? De ce? De ce au rămas goale? Oare? Hai să vedem. Deci, trei de aici și trei de aici, când am început să punem pe 5 flori, cele două vaze au rămas goale. Care a fost motivul? Mă întreb și eu. De ce crezi tu că au rămas goale? Pentru că s-au consumat deja 6 flori. S-au consumat și acestea și încă scad. 3 și 3. Deci la cele 6 care erau nepuse, am mai adăugat. La cele 6, pe astea, am mai adăugat și pe astea de aici. 3 și 3. Deci 3 plus 3 care fac cât fac? Le dau 6. Da? 3 plus 3 care fac 6.
Deci, în total, câte flori am acum la noua repartiție, la dispoziție? 12 flori. 6 plus 6 egal cu 12, nu? 12 flori. Ei, aceste 12 flori începem să le distribuim în vazele de la început, care aveau 3. Aveau 3. În 6 vaze. În 6 vaze, pentru că ai văzut repede 12, câte 2 adăugând, nu? Aici până la 5, de la 3 la 5, încă 2. Aici am pus 2. La fosta vază, aici am pus 2, 2. Tu spui că am acoperit câte vaze? Câteva? Noi am acoperit 6. 6 vaze. Perfect. Deci 5, 5, 5, 2, 4 și încă 5. Cu asta de aici, 6. Deci am acoperit 6 vaze. Dacă am acoperit 6 vaze, cu câte 5, putem oare răspunde acum la problemă. Da. Aceste câte vaze sunt și câte flori? 8 vaze. Sunt 8 vaze. Foarte bine sesizat cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 vaze. 6 și cu 2, deci 8 vaze. Da. Deci răspunsul corect, 8 vaze. Și câte flori? 30. Deci avem 5 vaze plus 2, 6 vaze, da. 6 vaze plus 2 vaze, care sunt doare, egal, în total, 8 vaze. Iar flori, flori înseamnă că avem, cât ai spus? 5 ori, 5 ori 6, egal cu 30 flori. Flori. Foarte, foarte tare, foarte bine gândit. Deci, unde ți se pare ție dichisul la problemă? Deci, aș vrea acum să lămurim și pe prietenii noștri și le spunem, băi, tot secretul la problemă este aici. Unde crezi tu că este secretul? Atunci când s-au tăiat cele două. Deci, când s-au tăiat, au rămas goale. Da. Deci, florile acelea s-au atașat la cele care erau nepuse. Da. Aici e secretul. Dragilor, deci el se sesizează foarte bine. Aici este secretul. Și își dă seama că, în total, aici s-au făcut 12 flori pe care le-a distribuit. Și peste cele 3 vine cât cu 2, peste tot cu 2, și atunci face 5. Câte vaze va completa el cu 5? Păi, punând câte 2, 12 împărțit la 5. La 2, da? 12 împărțit la 2. Și atunci tu ai văzut foarte bine 6 vaze ai acoperit. Și cele 2 care au rămas, este excelent. Raționamentul este perfect. Deci, aici e tot secretul. Să țineți minte când aveți problemele de asta, să vedeți bine chestia asta. Deci câte au rămas goale, nepuse, câte au rămas goale și atunci le sumăm, vedem așa și urmă împărțim. Dar dacă s-ar fi întâmplat aici să fi dat eu 7 flori sau să fi dat 5 flori care au rămas nepuse, 5 cu 6 făceau 11, 11 ați mai poate împărți exact în două? Nu. Nu se mai poate. Dar 4 da. 4? S-ar fi putut. Pe 4 și cu 6 fac 10. Da. Și am fi acoperit câte baze? 5 baze. Vezi? Aici e secretul. Deci nu se dau câte flori au rămas la întâmplare. Dar nu, da. Dar deci, nu se dau numere impare. S-a întâmplat aici. Jocul. Deci jocul este așa fel făcut. Tot secretul era ca să putem... Care e diferența? Că noi împărțim la diferență. Când ar pune câte 2, 2. Și atunci trebuie un număr par, dar sunt 4 la 2. Dacă am fi pus câte 3, ne trebuia aici, după ce le adunam, un număr care se împarte exact la 3. Deci, putem face probleme de acestea și mi-amintesc că cineva, nu trebuie tot spus, domnule profesor, deci noi am nebunit problema asta la examenul de capacitate, la clasa 8-a, și ne-am nebunit problema asta. N-am putut să o facem pentru că nu am știut de chestia asta. Deci este nemaipomenită problema. Și Mario este cel din clasa a doua, el și de anul trecut știa să înghețe problema asta. Iată, n-am mai făcut de anul trecut și acum s-a prins rapid. Dar acum am să te întreb ceva. Uite, eu am două vaze, în care am 9 flori. 9 flori. Aș vrea să pun câte 3, câte 6. În
să redistribui, să rearanjez, să pun câte 6 în vază. Putem. Câte vaze n-ar mai trebui mie ca să completez, să le aranjez acum de desubt? 3. 3 vaze, da? Cum ai gândit? Chiar la aici e o surpriză. 18 și desparte 3. 6. Deci încă, practic, ne-ar trebui ca cele 18 flori să fie distribuite în vaze de câte 6, 3 vaze, una în plus. Deci cele două pierd fiecare câte 3, asta pierde 3, asta pierde 3 și facem aici 6. Dar dacă aș fi avut de la bun început, să fi avut aici 4 vaze de câte 9, oare câte vaze mi-ar fi trebuit mie ca să redistribui toate florile dinainte în câte 6 de acum? Deci dacă ar fi fost, nu așa cum am vorbit aici, doar câte aici, doar 2, ci 4. Adică ăsta 2 și încă 2. Pentru ăsta 2, câte vaze ca să le așez în câte 6 trebuie? Da? Deci la cele 2 prima dată mi-au trebuit 3. Și la următoarele 2, câte îmi trebuie să iarăși? 24. Dar nu dai bine. Cum? Adică 6 vaze de 4, 6 vaze de 4, nu dă 30. Deci 6. Dar la astea 2 câte au trebuit? Uite-te. La astea 2 câte au trebuit? Câte vaze de 6? 3. La astea încă 2 câte trebuie? 5. Nu, la astea 2 ca să-i transform în 6. Cât le pun? Câte vaze? Tot 3. Păi tot 3. Cum asta? Tot nu dă. Păi tot. Cum din nou fac același procedeu? Deci repet chestia. Și tot 3 înseamnă 6, 6, 6. Dar dacă aș mai fi avut încă două vaze de 9. 9. În câte vaze le-aș fi pus și pe astea 2? Punând, de fapt, de fiecare dată încă câte 6. Da? Pentru astea 5. Două... Pentru astea două câte mai trebuie? Câte vaze de 3. Câte? Tot 3, mă, asta vreau spun. La 2, 3. Apar 3. La 2, apar 3. Deci asta e șmecheria mare. Că fiecare vază pierde câte 3 garoafe și apare o alta în plus. Deci asta de aici a apărut ca urmare a faptului că 3 de aici și 3 de aici a fost pentru asta. Și a rămas 6 și 6. Iată și aici asta apare. La fel apare și asta. Ce observăm? Că la cuplaje de câte, la echipe de câte 2, uite aici, la echipe de câte 2 vaze în care erau 9, la 2 de astea apare una în plus, nu? Din cauza că mișorăm numărul de flori și atunci încă cine le captează pe cele 3 și 3? Le captează 9 vaze. La fel s-a întâmplat, 3 și 3 le captează vaza asta, 3 și 3 le captează vaza asta. Foarte interesant. Acum te întreb, dacă aici aș vrea să pun câte 5, câte 5? 4. Câte 5? Ia să vedem câte 5. Câte adică vaze? Deasupra? Nu, acum, în noua distribuire, vreau acum, pe cele care au fost toate câte 6, vreau să le aranjez în vaze de câte 5. Întrebarea este, câte vaze, mai multe sau mai puțin o să trebuiască? Dacă pun câte 5 mai multe. Sigur că da, mai multe. Măcar câte sunt aici. Da, și ceva am pus. Asta deci, cu 9 cercuri. 2, 4, 6, 8, 9, da? 9. Și acum câte am pus aici? 5. Nu, tot 9. Nu câte 5. Pune-mă câte 5 acum. Și întrebarea este câte vaze va trebui să completez eu cu câte 5?
Ia, te rog să mă ajuți acum. Cum faci? Câte vaze? Păi 10. De 10, tu spui, da? Adică ar mai fi încă o vază. Tu zici că încă o vază ar trebui. Hai să socotim acum. Câte sunt aici de câte... 6. De câte 6? Așa, 54. Nu, dar gândim așa, asta pierde una. De ajunge de la 6 la 5. Asta pierde una. Fiecare pierde câte una. Practic, cele câte flori în plus se eliberează trecând la 5? Dacă ele sunt aici în total. Tot 9. Tot 9. Deci am 9 flori. 9 flori la dispoziție. Aceste 9 flori le distribui câte 5 acum. Da? Câte 5? Stai să... A, nu putem. Rămâne ceva... Una minus. Una minus, mă. Da, mă, da, 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 da. Deci una... Dar pune câte 6. Nu, nu. Deci vreau să pun câte 5. Cinci. Câte 5. Din 9 pun încă un 5, nu? Și mi-a rămas un 4. Acele 4 nu am cum să le pun. Nu mai completez o bază, nu? Nu mai pot completa. Atunci mă gândesc să mai iau o echipă aici din 9. Două din 9. Da. Ca să eliberez mai multe. Pentru noua echipă din 9 câte vaze de 6? Pentru asta de câte 9? Tot 3. Tot 3, sigur că da. Tot 3 voi face. Așadar, aici o să am una, două, trei vaze de câte cât? 6. Bun. În condițiile acestea, aici, fiind câte vaze acum? Câte vaze sunt de câte 6? Trebuia să facem doar o vază. Eu am făcut așa, pentru că știu că din două îmi dă una. Din două câștig una. Ăsta a fost motivul de am făcut eu. Altfel, nu mai pot, dacă luăm o singură vază aici, rămâneau trei pe care nu aveam unde să le pun. Ca să pot pune exact, am făcut chestia asta. Și acum, uite de tu câte vaze ai tu. Cu 6. Cu 6. Erau câte 9? Erau 9. 12. 12, da? 12. Și aceste 12 flori pe care le-ai să le începi să le distribui câte 5. Ai 12 acum, da? Nu se poate în 5. Nu se poate cu 5. Deci, doar 15. Doar 15 și eu tot și mai 12 am. Adică voi avea câte vaze față de cele de înainte? Față din cele de înainte cu 5. Ia să vedem 5 aici. Știu bine că așa. 5 aici. Că ele aveau 6 și fiecare pierde câte o vază, da? Câte o floare. Pierzând fiecare câte o floare, 12 flori rămân la dispoziție. Câte vaze mai pot? 3 trebuie să facem. 3 sau, eu zic, 2. 2. Și ne rămân nepuse câte flori? 1. Păi 12, mai rămân câte flori nepuse? Câte 5. Până câte 5, până câte 5. Deci nu ne... 3 n-am pus bine în ultima. Deci aș pune așa. Aș pune una aici. Una aici și aș consuma 5 cu 5 din 12. 10. Așa, 5 și 5. Și rămân câte? Rămân nepuse în vaze, nepuse 2. Deci 2 rămân nepuse. Da? 2 plâng aici. Două flori. Două nepuse. Au rămas pe din afară. Acum, mai repet o dată problema, că mi se pare foarte interesantă. Deci dacă au fost puse câte 9, am sesizat noi că la fiecare două din astea, când vreau să ajung la 6, repede îmi trebuie 3. Mai trebuie să mai facem o cuplă de 9. Să mai facem o singură cuplă de 9? Da. Păi dacă eu fac o cuplă de 9... Încă, adică la fel, 2 de 9 și despărțim iarăși în 3 și ne dă 15. Și 15 îl despărțim în 3. Așa zici tu. Ca să reușim să acoperim și cu astea 2, da? Să facem toată treaba. Deci tu îmi propui acum să mai vii cu 2. Da.
care ar însemna 3 aici. Da. Și la 12 și cu 3 ar face 15. 15. Așa. Și iarăși 3 ar dădea perfect. Ar da perfect, s-ar acoperi toate și n-ar mai fi aceste două flori. Da. Rămase. Nepuse. Nepuse, da, mă, ce interesantă chestie. Deci tu sesizezi că dacă noi am avea aici încă un cuplaș de două, el ar determina apariția a 3 de 6, cele 3 de 6 ar însemna încă 3 flori. Încă 3 flori, la 12 și încă 3 fac 15 flori. Flori. Și atunci noi am completat cu încă cine? Cu încă 3 de astea. O bază. Da? Una. Una față de ce a fost în distribuția asta, da? Deci, și atunci ar fi foarte bine și ar face exact numărul de flori. Cred că este ideea ta foarte, foarte, foarte valoroasă ca să rămân nicio floare, da? Da. Dar dacă eu spun așa, vreau să rămână după distribuția asta câte 5, vreau să rămână două flori. Eu așa zic. Să dă un buchet mare de flori. Mare. Și mai întâi punem tot buchetul acela în echipe de câte 9. După care punem în echipe de câte 6 și se face perfect. Deci când punem tot buchetul în grupe de 9, toate florile sunt distribuite. Când punem toate florile în grupe de câte 6, în vaze de câte 6, toate sunt acoperite. Iar când le punem câte 5, rămân două flori libere. Câte flori am avut în buchet? Asta e întrebarea. Câte flori am avut în buchet? Da? Câte flori avem în buchet? 60. 60? M-ai gândit? 12/5. 12 până aici. Până acolo 12. Da. Și aici încă două? 12 și 8. Nu, 12 până acolo. Până aici este 12. Astea, uite, numărele. Eu așa zic că sunt 12 până acolo. 3, 6, 9, 12. Și că încă două alea nu le-am mai văzut. Păi flurile neapărat trebuie să le pui. Deci sunt? 14 ori 5. 14 ori 5. Așa. 70. 70. Și cu două care au rămas? 72. Iată ce problemă frumoasă am putut aranja. Dar nu putea să nu mai fie două acolo. Putea să nu mai fie două dacă formulam problema că nu rămâne nicio floare la etapa când împărțim câte 5. Și dacă formam așa, atunci mai venea cu două aici și mai veneau în final aici și 3 și încă o vază le acopere pe toate. În concluzie, acum să formulăm problema. Spune așa, să dă un buchet mare de flori. Dacă le punem câte nouă, toate florile sunt distribuite, toate sunt în vaze. Dacă le punem câte 6, toate sunt puse în vază. Dacă le punem câte 5, rămân două flori libere. Câte flori sunt în buchet? Hai să formulăm problema. Deci ușor ne-am dat drumul la o problemă foarte importantă. Ia să scrim așa. Se dă un buchet mare de flori. Da? Poți să îl repezi tu? Se dă un buchet mare de flori. Și punem în vaze câte pentru început? 9. Câte 9 flori. După care, și spunem, când punem câte nouă, toate florile sunt în vase. Adică, întreg buchetul a fost pus în vase. Când punem câte 6, și de data asta, toate florile, sigur că sunt mai multe vaze, am văzut că sunt mai multe vaze, aici câte vaze sunt aici? Pentru început să le remarcăm. Aici sunt doar 8 vaze, da? 8 vaze. Din coace ne-am dus la cât? La 12 vaze. Și când punem câte 5, ne rămân două flori în nepuse. Întrebarea este câte flori au fost
În buchet. Am să spun că această problemă este dată de nepoțica mea din America. Deci, povesteau că au stat foarte mult timp ca să facă problema asta înțeleasă. De ce? Pentru că pare o problemă destul de dificilă. Destul de dificilă. Adică pe toate le punem câte 9, pe toate câte 6. Iar când le punem câte 5, le pun 2. Dar câte formularea e altfel, să zicem, nu? Dacă nu ai cu 3 așa variante, ori... Formularea este mai ciudată. Să se determine un număr care, în loc să spune câte flori, să se determine un număr care împărțit la 9 se parte exact, împărțit la 6, mai greu este, la 6 se parte exact, iar când împărțim la 5, dă restul 2. Ori asta este peste măsură. Dar de... tot clasa a doua, nu? Da, da, da. Dar atunci, eu acum am încercat să o traduc la limbajul acela, încât să poată să urmărească. Când povesteau, zice, cu efortul maxim făcut, noi n-am reușit să o convingem pe Ana și n-am găsit modalitatea asta de a o face să înțeleagă problema. Da. Și atunci eu am îmbrăcat-o în varianta cu flori, ca așa să o să fac și la Davide. Este pentru Davide, la clasa 6, pe care am împărțit cu restul acolo. Dar, iată, am vrut neapărat să arat cum probleme de acestea foarte dificile pot fi adaptate, dacă depunem un pic de efort, la nivelul a ceea ce înseamnă clasa a doua. Aici este maestria, să spunem, a profesorului, care încearcă să găsească o soluție de a-l ține pe copil cu atenția trează. Nu ștergem asta, că vreau să fac un efort în plus, să încerc acum să traduc problema încă, să spun, mai aproape de elevul de clasa a doua. Mai aproape. Eu cred că ei nu fac asta la a doua, nici la noi, decât la a treia fapta. Păi îmi spunea că problema asta este dată ca și cum ar fi pentru olimpiadă. Da. Deci presupune... Și formulare, număr care să se împarte exact la 9, să se împarte exact la 6. Florilor în vase. Da? Deci îi dau un aspect mai plăcut urechii, mai... El poate încerce asta și acasă cu un loc de flori, cu niște bomboane, cu nu știu ce, să încerce ceva ca să facă practic chestia asta. Iată cum am să fac eu acum. Deci, pe nouă era, îl scriu așa. Din vaza asta, hai să scriu, în felul următor. Nouă se compune dintr-un 5, da? 5, că știu că am nevoie de 5 care trebuie să urmeze. 5 plus 1, plus 1, 1, așa, plus 1, și plus 5 plus 1 plus 3. 5 plus 1 plus 3. Este 9 pe care am distribuit așa. La fel. Următoarea vază. Iar 5. 5 plus 1. Da? Plus 1, dar să fie verdele. Da. Plus 1 și plus 3. Deci, cum încearcă profesorul să adapteze problema aceea destul de dificilă la o problemă, să spunem, pe la nivelul lor. Următoarea fază. Acum, el se sesizează când... 3 cu 3 face 6. 6 și el în 6. Așa, și când acum... Când ajungem la 5, luăm doar 5-ul. Așa ce se fac acum. Deci, dedesubt aici am să pun vaza cu 6, adică 5-ul dinainte, plus 1, da? Plus 1 care a rămas din componența vazei de mai înainte, 5 plus 1. Vin cu acest să fac același lucru, iarăși fostul 5, da? Și plus 1. Și datorită faptului că 3 de aici și cu 3 fac 6, apare cea de-a câta vază, să zicem. Apare vaza surpriză, vaza asta,
care va conține pe 3 de sus, plus 3, 3 din prima 3 și plus 3. Da? Se înțelege cum a ajuns 3 de aici și acum și-a compus așa ceva. Da? Ei, acum, nou echipaj, eu trebuie să fac așa fel, ca atunci când apare echipa de 5, restul să fie 2, așa am spus acolo. Restul să fie 2. Pentru treaba asta, acum pun de desubt o nouă vază în care pun numai pe 5-ul dinainte, 5-ul, o nouă vază în care pun iarăși 5-ul și, în sfârșit, noua vază în care pun 5-ul. Dar dacă am pus numai 5, câte flori mi-au rămas din cele 3 vaze libere acum? Fiind 6, 6, 6, David, tu, Mario, câte au rămas libere? Una de aici, una de aici, una de partea cealaltă, au rămas libere 3, nu? Da. Deci una, două, trei. Și am zis să rămână restul cât? 2. De la restul să rămână 2. De aceea, reiau procedeul. Până întâlnesc restul 2. Aici e restul cât? După toată povestea asta, restul este 3, da? Restul am pus aici, a zăpun 3. Și de aceea, sunt nevoit, nefiind restul 2, cum de fapt încerc problema, încerc încă un echipaj, deci încerc din nou un echipaj de 2. Dar de ce de 2? Pentru că 3 și cu 3 să facă 6, să completeze pe cea când trec la 6. Deci sunt nevoit, din cauza că restul a fost, repet, a fost restul 3, și pune iarăși 5-ul plus 1, da? 5 plus 1 și plus 3, plus 3. Iarăși zic 5 plus 1 plus 1 plus 3 plus 3 cu roșu, așa. Și acum cele două de aici îmi dau câte de acestea cu 6. Îmi vă dau încă 3, da? Și voi avea una, două, una, două, trei. Și în care am 5 plus 1, da? 5, 5 plus 1, 5 plus 1, 5 plus 1. Ăsta iarăși ce fac? 5 plus 1 cu verde am pus eu acolo. Așa, plus 1, plus 1 și plus 1. Și acum, dedesubt, am să pun cele câte vaze? 3 vaze, cu câte 5. Ei bine, cu câte 5. Și zic 5, 5, 5. Din care, din nou, rest 3 și la echipajul ăsta, rest 3. Dar restul dinainte și cu restul de aici, cât fac cele două? 6. Și 6 înseamnă că mai completează încă o vază, 6 înseamnă un 5 plus 1. Deci, în clipa asta, mai fac încă o vază, cam cu ce o acoperi. Încă o vază. Și cu ce o acopăr eu? Cu un 5. Un 5. Și până aici, graniță, restul cât este acum? Fiind 6, restul a rămas 1. Și dacă a rămas restul 1, atenție, dacă mi-a rămas restul 1 până aici, și eu cum vreau cât să fie restul, la sfârșit, restul să fie 2, înseamnă că mai reau încă o dată toată povestea asta aici. Ca restul 1 de aici să mai fie încă o dată restul, încă restul 1 și să mă ducă la restul 2. Și a reluat încă o dată înseamnă, la început să am 2,